Florin Cârciumaru, candidatul Uniunii Social-Liberale, și-a depus astăzi dosarul pentru candidatură la primăria municipiului Târgu Jiu. Mi-am depus candidatura cu gândul și speranța că voi câștiga cel de-al patrulea mandat. E normal că voi avea câștig de cauză numai dacă cetățenii municipiului Târgu Jiu... Tot astăzi a fost depusă și lista cu candidații pentru postul de consilier municipal al USL. Deși li se promiseseră 3 locuri eligibile pe listă, liberalii au primit 4 locuri, însă doar 2 pe locuri eligibile. Matei Nădrag este pe poziția a doua și speră că va ocupa postul de viceprimar din partea ACD. Al doilea consilier municipal pe loc eligibil din partea PNL este Georgian George, pe poziția a șasea pe listă. Partidul Național Liberal a obținut 4 locuri eligibile, deși a avut 2 locuri și trebuie să recunoaștem aici, Partidul Social Democrat a ținut cont că Partidul Național Liberal e o forță și că își va aduce un aport. Ce înseamnă locuri eligibile? Pe ce poziții? Dacă v-am zis că USL-ul are target să ia tot în Târgu Jiu, orice loc din Consiliul Municipal este eligibil. Conservatorii au primit și ei un loc de consilier pe listă, însă departe de a fi eligibil. Elena Băltărețu a primit un loc pe penultima poziție de pe listă și ăsta a obținut cu ochiul cu vai, susține Marius Borcan, președintele PC Gorj. După negocierile atât de aprinse, am reușit până la urmă ca și Partidul Conservator să-i revină un loc pe lista de consilieri municipali și un loc pe lista de consilieri județeni. Partidul Conservator are un loc eligibil atât la Consiliul Municipal cât și Consiliul Județean. De pe această poziție, credeți dumneavoastră că este un loc eligibil? Da, când se va trage linie, o să vedeți că va fi un loc eligibil. Cât privește PSD-ul, acesta și-a păstrat cei 16 consilieri pe care i-a avut și până acum.